Bună, eu sunt Larisa. My intuition never lies. There's nothing you can never hide. Already got the screenshot, so there is no need to deny. You've been creeping and freaking and sneaking like you never. Bună, bine v-am găsit la un vlog nou astăzi. Eu sunt Larisa. Și eu, Rebecca. Astăzi facem un tricolor challenge. Vom folosi niște cruci, niște carioși de la Milan. Ok, la Bim Bam. Hai să începem cu prima rundă în care vom avea de desenat față de pisică. Ok, hai, Bim Bam, cine începe prima? Bim Bam, bum. Tu începi prima. Haide, închide ochii. Trage. Ok. 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 Poți deschide ochii? Fine. De ce culoare ai tras? Verde, albastru și un mov, așa, spre rost. Rândul meu. O să mânc de la ochi. Stai că de la răsucă. Hai, o să tragi? Una. Așa. Nu e văzut nevoie să treci de fiecare dată. Două. Așa, una. Trei. Wow. Am tras asemănătoare ca ea. Am tras un turcoaz. Un verde închis și un vișiniu. Acestea sunt culorile noastre. Te rog să le arăți, Rebi. Ok, putem să începem să desenăm pisica. Let this be our final song. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Acestea sunt desenele noastre. Al meu arată cam așa, are ca și un papion. Să vă reamintesc culorile care le-am ales eu, au fost acestea trei. Ok, hai să trecem la runda următoare. Ok, este la runda a doua, unde este rândul meu să trag. Da? Da. Aceasta. Nu le mică părinte, că e tot dată. Asta și asta. Wow! Am aici un turcoaz închis, un albastru închis și un mobila, așa. Ok, rândul Rebecca-i. Închide ochii. Ok, am realizat că va fi un ananas foarte ciudat. Uite, uitați. Da? Da. Ok, puteți să trecem să desenăm ananasul. Ok, deci cam astea sunt desenele. Aici am ananasul. Cam bizar de ciudat. Ok, deci am trecut la runda cu numărul 3, unde vom avea de desenat un copac. Ok, iar unde tot să alegi culorile. Închide ok. Ok. Te rog. Ok. Și... ok. Ai niște culori destul de bune pentru un copac. Rândul meu. Da? Da. Îl iau pe aceste două. Mamă! Sunt foarte faine. Asta e fain. Aici am un verde. Am un roz neon, pot zice. Și am și un mop. Mai parterat într-un fel. Am un mop. Închis. Închis. Un verde. Okay. Așa. Așa. Și un albastru deschis. Bun. Puteți începe să ne desenăm copacul. Baby, when we were young, there was nothing to make believe. And the songs
that we sang, they were written for you and me. Melodies on repeat, that's what I hear when you're by my side. Ooh, that's what I hear when you're by my side. Ooh, and when you call the music, whoa, 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 whoa. I lose my rhythm, lose my zone, whoa, whoa, whoa. Noastre sunt gata și hai să le arătăm. 3, 2, 1, și cam așa arată copacii noștri. Al meu este foarte roz. Nu-mi place roz, e ok și ăsta. Ok, facem la runda următoare. Suntem la runda cu numărul 4 și o să avem de desenat un cactus. Bun, încep tu, Larisa, pe mea. Eu? Ai tras data trecută? Da. Ok, să vedem. Ok, am aici un mov închis, un mov deschis și un gri. Nu știu cum să mă ajute foarte mult, dar vor fi ok. Ok, pot să închidem. Pot să punem mâna la ok. Așa. Bun, ești norocoasă, rău. Ai aici un albastru, nu? Un albastru, spre gri un pic. Un verde. Hai. Și un mov. Așa și așa. Azi niște culori. Bun, l-am luat. Ok, putem să trecem să desenăm minunat. Strawberry sky, 'cause I get so lost in you. I'm not sure if you're a good person.